două, trei și să trecem la treabă. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Poporul Român e în asediu. Siceta, țăranii și drama au pus stăpânire pe poporul român. Ne aflăm astăzi în fața unui caz fără precedent, un caz senzațional. Pe raza comunei Tămășeni, în noaptea de joi spre vineri, a avut loc un caz fără precedent. Cetățenii acestei comune susțin că au fost martorii unei revelații. Se pare că extratereștrii și-au făcut apariția aici. Exact, ne aflăm exact în locul în care au apărut extratereștrii. Uitați aici gaura și multele cratere pe care le-a lăsat navele extraterestre. De aceea am venit astăzi aici, la fața locului, să luăm un interviu celui mai recent martor a acestui eveniment. Doamnă, ne puteți da un interviu? Da, doamne! Da, da. Care este numele dumneavoastră? Mă numesc Terezica. Doamna Tereza. Terezica. Doamna. Terezica, vă rog. Terezica. Așa. Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat aici? Ați fost martor direct? Da, implicat da. În da. Ceea ce s-a întâmplat? Da, da, da. Dacă, domnule, dacă aveam și un aparat de ăsta, ca mătalii, păseam și aici, așa, mamă, așa, cum așa, da? N-am avut cum așa aici. Să vă povestesc acum. Spuneți-ne ce s-a întâmplat mai exact. Da, da, da. E o poveste lungă și o tragică, domnule, n-am mai văzut așa ceva, dar să-ți spun, da? Eu, ca un om de la țară, care sunt așa, m-am prins noaptea pe câmp. Cu seceta asta, măturat, am dat cu sapa, cu pământul tare, făcuse nu s-a făcut, n-ai, ce să-i faci, seceta, domnule. M-am prins noaptea pe câmp și să vezi că deodată, în depărtare, încolo, eu stau mai încolo, dacă vreți să vă arăt bucata, că am făcut, acum arată de ele, nu? Aici, așa, au venit așa, deodată, nu, n-am făcut bine. Domnule, au apărut aici, nu știu și eu, a fost, dar uite, domnule, o gaură ești, o gaură coră, o gaură coră, domnule, nu, asta e mâna lui Dumnezeu, bătaia lui Dumnezeu. Da, deși, domnule, deși ne bate Dumnezeu pe noi, deși, noi, țărani, vai de capul nostru, știi ce asta, domnule, dește, știi ce tu, domnule, deși, nu-ți vine să crezi, deși ne bate pe noi Dumnezeu, deși ne bate cu aia de la guvern, ăia care fură toată ziua și astea și fășurile, au avut bahonul ăsta, deși, deși eu pus camerele astea care vezi, doamnele, emoționat, că de ce sunează chiar? Mă tare mă sunează acum, eu zic acum ceva, dar el câștă 3 ore acolo, de ce sunează, a? Vă rog să continuați povestea extraterestrilor, de asta ne aflăm da, astăzi domnule, aici. Da, domnule, da, dar să vezi, că tu nu-ți dai seama, asta e mâna lui Dumnezeu, nu? De ce să, dar de ce ne bagi cu noi, sărașii, îi vai de capul nostru, cu sece, te scoate și ai de la guvern, o duc așa? E, nu se poate, nu? Și să vezi, domnule, ți-am zis că fișorul meu a văzut bacul ăsta și ce să-i faci, domnule? Vă rog să continuați povestea extraterestrilor. Cum i-ați văzut? I-ați fost implicată direct? Dar nu-i greu de mine, domnule, nu-i greu de mine care n-am și mânca, care n-am mâncat cu șeșita asta, mâine poate mi ajunge extraterestri în curtea mea și fac rămân fără caz, domnule. Cum s-a întâmplat? Dar nu. Cum s-a întâmplat da, ce vedeți aici? Da, bun, așa. Dar ți-am zis că cu șeșita asta e grav, nu știu, poate. Și să vezi, ce-am zis că m-a prins noaptea pe câmp, acolo, așa, și era să de avion, înțelegi? Machia nu era avion cu de astea, așa, era așa mai rotund și avea niște peculețe, zici că o mică rășină acum, știi tu, mulți creșuni din sus, din cer, cu machina, nu era cu tare, era cu piața, un cer, așa. Și doar vezi și tu, uite și mare aici, și mare încolo, și mare dincolo, nu? Deci să spuneți că au fost mai mult de o navă. Păi, domnule, nu știu, am văzut un altul așa, dar mă gândesc că o fi nici în altă sară, că eu n-am avut săptămâna asta cu o copt de grădină, nici în altă. Și probabil o mai știu nici tu, dacă ai așa mult cu grob, trebuie să mai fi venit, nu? Da. Așa. Și era eu, ca o femeie curioasă și plână așa ca la țară, nu? Cum să te bai de obicei, nu? Am venit așa, mi-a fost frică și drept și am chemat-o și Magdalena, vecina mea, știi? Și am stat Magdalena și care e fănii de-a lui ăsta, la Vasilică și are bucat încolo. E o familie de treabă, nu? Și era mai și ea ne-am ascuns încolo, nu? Ai, babi, una, două, uite, fragile, nu? Ne-am ascuns aici să ne-am. Și Magdalena e așa mai ușor, că așa e rebi să spăreze. Nu vă zic și să vă dacă mi-am irșuni la televizor, mă filmează, mă mai vede ăsta lui... Ăsta lui... Nu, nu știi, mă, dar așa ar fi. Și
nu mai zice cu Magdalena, o fugit. Ideea e că o fugit, m-a lăsat pe mine și-o singuric. M-am uitat, curioasă, dai seama, m-am ascuns să nu mă vadă, mi-era frică și nu e totuși, chiar dacă își viteam să mai în cer, ne puteți spune mai exact ce ați văzut? Păi stai, domne, așteaptă. Ei. Și au ieșit doi mai mulți de ăștia așa, urât. Cum arătau ei? Erau verzi, domne, erau verzi, dar arătau. Urât, mă rog, ca... Înțelești, mă, dar, da? Și, nu știu, vorbeau așa o limbă, dar era ciudat tare, știi? Noi nu vorbeau română, domne, vorbesc eu, înțelegeam dacă așa, nici italian. Nu vorbeau de nici eu, înțeleg italiană, dar vero. Îndamna că înțeleg italiană, no, am rudi. A, în fine, înțelegi, mă, tale? Și, să vezi. Jitesc cu ieșitul, jit cu micii, cu berea astea. Am rămas, domnule, am rămas șocată. Eu știam că ăștia așa mai ciudat, fac de ieșa pe desoasă și astea. Și când vă dați, mă, o să întreagă și noaptea și ziua prin grădin, mi-a fost foame, nu? Mi-a fost foame. Și, domnule, mi-a fost foame. Și m-am dus, m-am întors, mi-a chemat și veșinii și neamurile și am dat telefoane repede astea și nu mâncăm cu toate. Ia, avem multă mâncare, nu? Ați intrat în contact direct cu extraterestre? Păi stai, domnule, să vezi. Stai să vezi că când s-a ajuns mai aici atât, nu mai erau. Au dispărut ca și cum nici n-au fost, nu știu. Și să vezi și rușinii. Și rușinii pe capul meu că când am ajuns acasă, bărbatul meu. Că vai, că unde ai umblat totul noaptea? Că unde ai umblat totul noaptea? Că ai umblat pe câmpuri, nu știu ce, și când se află și el mai târziu, când zic că am chemat pe toată lumea, că nu știu ce am scos, dar domne, eu nu vă mint, vă spun, nu vă mint și am văzut aici, e adevărat? Aveți dovezi în sensul acesta? Domne, dar uitați voi că gropile astea aici, nu, dar trebuie să dați ceva, nu, țineți la guvernul ăsta care ne-a făcut de râs și ne mănâncă zile și așa, nu știu, și arătați la astea de la mediu, arătați, am înțeles, am înțeles opinia mea. Încercați să faceți ceva, dar nu știu, dar mai mare rușinea din capul meu, că mă văd, tot statul mă știe, că și că eu am insunit și astea, dar nu, domne, eu zic serios. Acum, mă, tale, eu zic să dai astea la cercetări, nu știu, vin aici, toți ăștia, am înțeles, de la meteo, nu se poate. Acum, am înțeles opinia dumneavoastră, am înțeles opinia dumneavoastră. Da, încheiem emisiunea de astăzi. Încheiem emisiunea de astăzi cu un caz și cu o mărturisire incendiară de la telespectatori. Ne vedem data viitoare la un nou episod al acestui film, să vedem cum mai decurge treaba, dacă într-adevăr au fost extraterestri aici sau nu. Puteți vota la 1221 cu părerea dumneavoastră dacă da sau nu. Credeți această femeie? Credeți sau nu?